Unitatea de Evaluare a Inspectoratului de Jandarmi Județean Botoșani și suntem onorați să avem alături de noi, din partea structurii centrale, Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, pe domnul colonel Todoran Radu Gabriel, împuternicit șef direcției Resurse Umane, iar din partea autorităților publice locale, pe domnul Dan Constantin Șlincu, prefectul județului Botoșani, pe doamna Daniela Petronela Rozneanu, subprefect al județului Botoșani, pe domnul Costică Macareț, președintele Consiliului Județean Botoșani și pe șefii instituțiilor publice cu care Inspectoratul de Jandarmi Județean Botoșani cooperează în executarea misiunilor specifice. De asemenea, salutăm și apreciem prezența reprezentanților din mass media locală. În continuare, voi prezenta activitățile desfășurate de Inspectoratul de Jandarmi Județean Botoșani și rezultatele obținute în anul 2017. Prioritatea strategică a Inspectoratului de Jandarmi Județean Botoșani a fost creșterea gradului de siguranță a cetățenilor. Mă scuzați, este primul bilanț pe care îl desfășor în această formulă și emoțiile sunt pe măsură, nu? Ordine și siguranță publică. S-au executat în total 10.410 misiuni specifice de ordine publică. Iar în urma rezultatelor obținute, se constată o creștere semnificativă a modului de organizare și executare a acestora. Pentru realizarea obiectivelor propuse, structurile specializate ale IJJ Botoșani au colaborat permanent cu celelalte instituții ale MAI în vederea cunoașterii și gestionării situației operative din zona de responsabilitate, identificarea factorilor de risc la adresa ordinii și siguranței publice și luarea măsurilor necesare pentru diminuarea și eliminarea acestora. Asigurarea și restabilirea ordinii publice. Atribuții principale ale jandarmeriei s-au concretizat în executarea unui număr de 476 de misiuni organizate cu ocazia unor manifestări de protest, manifestărilor cultural-artistice, promoționale și religioase, competițiilor sportive în zona centrelor de examene evaluare, evaluarea națională a elevilor de clasa 8-a și la concursurile de definitivat, precum și pe timpul alegerilor locale parțiale din comunele Vlăsinești și Nicșeni.